lumina iet. Ascultă, poporule, ce vorbește cel ce este drept, sfânt și adevărat. Pregătire, strigă Duhul Sfânt. Iată, am hotărât să iau torțele pământului, să le zgudui din temelii. Nelegiuirea, zice Duhul Sfânt, a ajuns până la mine. Am cercetat poporul lung și lat în vremea aceasta și poporul s-a unit cu lumea. Și iată, am cântărit lumea și am cântărit poporul și nimic nu deosebește. Dacă o balanță se va ridica mai sus ca lumea, zice Domnul, iată, am să fac o grațiere, dacă nu anul care vine, am să iau, zice Domnul, o parte din popor cu familii, cu tot, strigă Domnul. Și iată, vă veți mira și vă veți îngrozi când unul de coace, unul de colo va dispărea. Poporule, poporule, puneți viața rânduia. Căci iată, dacă ai ști ce vremuri vine în curând, dacă ai ști cum împărați lumii, zice Domnul, stau la sfat, înascuns. Și iată, vreau să facă legi, dar vai, va fi de tine, poporule. Jebriu o fel, menajim paragant o fel, dar ochiul meu care vede înascuns. Iată, stă și privește la sfaturile lor. Dar eu însuși, strigă Duhul Sfânt, le voi duce sfaturile lor la îndeplinire cu grabă din pricina nelegiuirei poporului meu. Pentru că iată am vorbit poporului să se abată și poporul iată se scufundă în păcat. Jebriofel, Zebrantofal, trăzăște-te la realitate, poporule, că vremea aceasta diavolul a făcut o vreme de înșolătorie pentru tine. Și iată, strigă Duhul Sfânt, pe mulți zice Domnul, nu să-i scoată din locul de închinare, ci să-i adormă în locul de închinare. Și astfel, în loc să au urechi, nu aud în vremea aceasta, pentru că spinii, iată, i-au îngrădit pe mulți și strânge poporul la gunoaie, căci diavolul pe peronul lui o deschis valiza și cheamă, zice cel preanalt, cheamă pe cei care altădată erau sfeșnici în casa mea. Și acum, zice Domnul, iată, ia măgește din valiza lui. Jebriofel, Jebraitofel, și spui întrebarea, de ce e atâta suferință în poporul meu? De ce e atâta necredință? Iată, poporul s-o abătut din drum. Și iată, strigă Duhul Sfânt, nemulțumire în zi de zi găsesc în inima poporului meu. Ce vrei să-ți mai fac, poporule, și nu ți-am făcut? Cum vrei să-ți mai vorbesc și nu ți-am vorbit? Iată, ți-am ridicat și n-am îngăduit, zice Domnul Jebriofel, repală dofala mănazim paragantofel urgii, ci sub mâna puternică ți-am ocrotit și am mișlocit pentru tine, zicând, tată-i rodul din Golgota, dar acum lacrimile curg pe obraz, căci poporul meu nu vrea să mă mai slujească. Iată, am să îngădui urgima și am să aduc vremurile de demult, când poporul meu era prigonit, dar era dragoste. Acum am lăsat libertate și poporul a făcut un desfrâu. Poporule, trezăște-te că mult nu mai este și cel ce vine va veni și nu va zăbovi.
și nu vei avea cum să te dezvinovățești, căci iată, am lăsat totul, ca astfel viața fiecăruia să fie dată pe față, în bine, zice Domnul, m-ai uitat, în suferință te-am iertat și ți-am întins mâna de multe ori și n-am lăsat ca pomul când diavolul o vrut să te taie, l-am ținut prin furtuni, deși altă dată ai fost spălat, albit în sângele meu. Și totuși, zice Domnul, poporul meu se bălăcește în lumea aceasta. O, zice Domnul, vine o zi în care nu mai vorbi poporului și a fi vai de tine încotro vei duce și încotro te vei îndrepta. Îndreaptă-te, iubește viața ca să ai viață, strigă Duhul Sfânt. Amin.